Pentru mine, de exemplu, criteriile sunt foarte clare. Atunci când ataci una din caracteristicile persoanei care nu o poate schimba, deci grupul din care face parte, pentru că discursul de ură, el este periculos prin faptul că tu nu ataci o singură persoană, tu ataci un întreg grup. De exemplu, când Șor, pe rețele de socializare, este criticat, este numit hoț, este, deci sunt foarte multe unde se scrie despre el, comentariile sunt foarte agresive, să zic așa. Dar atunci când se ajunge la etnia lui și se pune deja în sub lovitură etnia lui, aici pentru mine este discurs de ură. Atunci când el este numit hoț, aici pentru mine nu este discurs de ură. Aici ar putea fi, nu știu, o informație falsă, pentru că până nu avem decizia de judecată cu dovadă că el este hoț, nu știu dacă putem să-l numim. Prezumția nevinovăție și noi ar trebui să operăm foarte atent cu acești termeni. Da, aici sunt de acord cu tine, deși mai este aici și o altă problemă cu justiția noastră, care nu este întotdeauna echitabilă și corectă. Dar în fine, da, pentru mine limitele sunt anume aici. Atingi tu o persoană pentru ceea ce a făcut, ceea ce a spus, aici este libertatea de exprimare. Dacă tu ataci o persoană pentru cine este, pentru o chestie care el nu o poate schimba, pentru mine aici deja este discursul de ură. Absolut. Eu sunt totalmente de acord cu tine. Deci aici am ajuns la un